Numărul pan European de Urgență 112 a fost creat în 1991, iar din luna aprilie 2005, Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 a devenit operațional în toată România. Începând cu anul 2008, 112 este unicul număr de urgență care poate fi folosit de pe orice telefon fix, telefon public sau mobil, pentru a ajunge gratuit la serviciile de urgență, ambulanță, poliție, jandarmerie, pompieri, în orice țară a Uniunii Europene. Potrivi reprezentanților Inspectoratului Județean de Jandar Sălaj, în cursul anului trecut, la nivelul jandarmeriei Selaj, au fost înregistrate 19 solicitări prin sistemul 112, care au constat în intervenții în cazuri de violență sau scandal, căutare persoane dispărute sau rătăcite, sustrageri, furturi diverse, articole din magazine, tulburarea ordinii și liniștii publice sau apeluri ale unor cetățeni aflați în dificultate, pericol, accidente. Totodată au fost desfășurate acțiuni în unități de învățământ care au ca scop creșterea gradului de informare a elevilor cu privire la necesitatea existenței acestui sistem și la situațiile în care trebuie utilizat.